Dile trecute, prin Harul Domnului, am fost parte ca echipa Alfa Mega TV la un eveniment, poate primul eveniment public la care am participat în acesta, o întâlnire uh, organizată de Comunitatea Regională penticostală de Vest, Arad, în Arad, o întâlnire. Uh, pentru familia tradițională și pentru susținerea familiei Fordu, aflată, după cum știți, sub mari presiuni în ceea ce privește copiilor. Ei trăiesc în Germania și, și uh, se luptă în rugăciune și pe toate căile uh, posibile pentru ca acești copii să revină uh, la casa lor. Am prezentat o știre pe care o vedeți și în zilele care urmează, pe canalul Alfa Mega TV, în zona de știri a studioului nostru. Însă, la final acestei. Uh, Uh, întâlniri uh, a fost uh, prezentat un manifest, chiar de către fratele Nelu Filip, președintele Comunității Regionale de Arad, un manifest, o poziție, o declarație publică, oficială, a celor care au participat acolo vis-a-vis -vis de problema familiei tradiționale și a familiei furdui. Iată uh, ce conține acest manifest. Vă rog să mă îngăduiți să citesc acest manifest care sună astfel. Noi, cei prezenți la manifestația de promovare a familiei tradiționale și de susținere a familiei Furdui, din 8 ianuarie 2022 din Arad, ne asociem demonstrațiilor de solidaritate din țară și din străinătate în scopul revenirii celor șapte copii ai familiei Furdui în casa părintească. Pentru noi, demersurile pe care le facem sub diferite forme le considerăm frățești și absolut normale, simțind aceeași durere ca și familia Furdui. La români și la creștini este foarte firească locuirea copiilor în căminul părintesc, unde deprind toate regulile de comportament, de muncă și respect. În data de 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului Jugendamt, a ridicat de la locuința familiei Camelia și Petru Furdui, situată în localitatea Walsrode, regiunea Hanovra, Germania, cei șapte copii. David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea. Cu vârste cuprinse între 1 și 15 ani. Ne solidarizăm cu familia Furdui, care de peste 10 luni de zile trăiește drama îndepărtării abuzive a copiilor, invocându-se motivul unei conduite inadecvate din partea părinților, prin faptul că acești copii sunt obligați să frecventeze biserica și să citească Biblia. Ne exprimăm totalul dezacord cu procedura brutală prin care s-a intervenit în familia Furdui. Și solicităm autorităților române, Ministerului de Externe și Președintelui României să se implice activ în rezolvarea urgentă a acestei crize prin demersuri concrete către guvernul german. Aceasta este nu numai o obligație morală, ci și una constituțională din partea statului român. Invocăm în acest sens articolul 7 din Constituția României. Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierilor țării. Și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului, ai cărei membri sunt, ai cărei cetățeni sunt. Cerem de asemenea Cancelarului și Guvernului Germaniei să intervine de urgență pentru ca toți copiii familiei Furdui să fie redați părinților lor pentru a continua creșterea și educarea lor. Conform propriilor convingeri, așa cum se menționează în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolul 14, aliniatul 3, care prevede dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora. Lângă toate acestea, noi adăugăm rugăciunile noastre pentru această cauză dureroasă. Dumnezeu. Să dea ajutor.